Stimați invitați și dragi colegi, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și chiar sunt încântat la această lansare de carte pe care am plănuit-o ceva mai de mult. Trebuia să aibă loc la Casa de Cultură, dar s-au succedat niște activități și acolo cu zilele Liceului Panciu, zilele Ruslavici și, mă rog, dumneavoastră, unii dintre noastră știți mai mult relația mea între administrația locală cu administrația locală. Că dacă nu am oculare oarecare, așa. Să mai vopsești. Păi, nu, da. Nu se găsește bun. Nu se mai găsește acum, da. Despre carte am să vă vorbesc la final. La final. Acum domnul moderator Culiță Ușurelu, profesorul și scriitorul de la Odobești, vă va prezenta toți invitații din sală, ca să vă cunoașteți, că unii poate nu v-ați văzut decât acum prima oară. Stimați prieteni, este o zi mare în Focșani. În primul rând, înțeleg că sunt niște manifestări dedicate unui liceu din oraș. Iată, Panciu are deja două licee, asta este bine. Dar noi ne-am adunat pentru cu totul și cu totul alte sărbătoare. Astăzi se lansează cartea, o antologie de râsul lumii, în care domnul Georgică Pătrășcanu s-a chinuit, să zicem așa, să adune epigramiști din Francia, din Buzău și chiar din alte părți. Și asta încă n-ar fi tot. Sărbătoarea noastră de astăzi este și mai importantă pentru anumite persoane de aici. În primul rând, pentru cel care a adunat toți epigramiștii într-o carte. Este vorba de George Pătrășcanu, care astăzi, după chinuri, după multe necazuri, dar și bucurii, a ajuns să aibă 60 de ani. Vă rog să... Ce cărți se vor mai scrie? Cărți s-au mai scris. Dar un om ca prietenul nostru, Georgică Pătrășcanu, se naște mai rar. Pentru că el este, așa cum l-am numit, un personaj teribil din punctul meu de vedere, un om spectacol. Dacă te uiți la el, nu ai nevoie să te uiți în cărțile lui, îl citești deja, după ce ți-a spus câteva cuvinte și după ce ți-a interpretat câteva melodii. La sărbătoarea noastră au ținut să ne fie aproape niște prieteni dragi, pentru că prietenii dragi și prietenii în general sunt cei care sunt lângă tine atunci când e nevoie, și la bucurii și la necazuri. De data aceasta suntem la o mare, foarte mare bucurie. La o aniversare, 60 de ani. Cred că de la Georgică Pătrășcanu vine celebra expresie: moșule, ce tânăr ești. Să trăiască fericit, să scrie cărți, cărți peste cărți. Și cărți adevărate, ca și cele de până acum. Prin urmare, prietenii adevărați s-au ținut să fie alături de el, de carte, și acești prieteni sunt, în primul rând,
niște domni care vin de departe, tocmai de la Onești, televiziunea literară, care are ca patron pe domnul Eugen Ungureanu, ca redactor șef pe Cornel Galben și ca, pe ca operator pe Adrian Rafon. Lângă ei, sigur, vrânceni de noștri, fie că sunt de la Jud, fie de la Mărășești, fie de la Focșani. Ionel Marin, de la Focșani. Gheorghe Stroia, de la Jud, cu fiul său, care scrie foarte bine, și asta e nemaipomenit, că avem o speranță. Din câte se învață, nu, de fiul lui Gheorghe Stroia. Tu o speranță. Da, nu, te-ai născut speranță, nu, te-ai născut talent și mor speranță, nu-i nicio problemă. Eu vorbeam despre băiatul lui Gheorghe Stroia, care, dacă are cărți la vârsta de cât ai? 15 ani, are deja cărți, vă dați seama ce o să fie când va ajunge la vârsta mea. Câte enciclopedii. Da? Sigur, mediul contează. Noi n-am avut mediul acesta. Totul e bine când termină cu bine și apar cărțile. Lângă domnul Stroia este Ionel Moni Constantin, prietenul nostru de cam 100 de ani, care a scris mult și bine, dar în volum mai puțin. Încă o dată îl îndemn să scrie în volum. Domnul prezentator mea are o promisiune importantă față de mine. Va fi prezent să poartă coroana la cei 100 de ani. Da, i-am promis. I-am urat să nu trăiască nu 100 de ani și eu să-i duc coroană. S-a filmat deja. Nu uita. Lângă Moni este prietenul nostru Costel Pricopie, profesor de filozofie și română. Nu știu cum se împacă aceste două obiecte, dar până la urmă, cu scandal, cu, da, iese bine. Autor de piese de teatru, foarte multe piese, de când a venit la Panciu, însă, parcă nu mai merge așa de bine, nu mai apare în volum. Aceeași critică, de fapt, să apară mai repede în volum. Lângă prietenul nostru Pricopie este Nelu Manolache, colegul meu de acum 80 de ani din liceu. Era chiar și mai mare ca mine, dacă se poate mai mare ca mine, ca an. Deci, un an, nu? Un anișor. Nu se cunoaște, parcă ai fi mai mic un an, dar nu te cunoaște. Pe domnul Cornel Galben aș vrea să-l știe toată lumea, să-l cunoaște, scriitor și redactor șef la televiziunea de la Onești. Domnul Eugen Ungureanu trebuie să-l cunoaște, aveți nevoie de el, vă spun eu. Televiziunea lui, așa cum am mai spus-o și altă dată, chiar dacă este mai puțin cunoscut acum, va deveni foarte cunoscut. Este singura televiziune literară din România. Închipuiți-vă, un particular poate să aibă această inițiativă, iar statul, cel care trebuie să fie mecena, este doar vorba bancului, statuia nu dă, statuia, nu, statuia, nu dă. Domnul Vasile Buruiană, de la Focșani, lângă domnul Eugen Ungureanu, domnul Adrian Racoș, operatorul. La o masă cu doamne, numai cu doamne, cea mai bătrână doamnă, domnul Petrica Beaboieru. Este un mare domn, Petrica Beaboieru, scrie foarte mult și foarte bine, e mărat să scrie mult și bine, el face monografii, dar scrie și literatură pentru sufletul lui și al nostru. Doamna Mariana Stratula Trogoz, poetă pânceancă, lângă ea o persoană pe care o cunosc foarte bine, din păcate mă cunoaște și ea foarte bine. Nu știu cum de n-a
N-a fugit. Fiindcă mă cunoaște foarte bine, soția mea, personală și prezent, Zenobia. La o masă foarte plină și foarte retrasă stau niște prieteni de noștri vechi. Încep cu Paul Crescu. Poet de la Ajut. Am greșit, am zis poet de la Ajut. Nu, poet din România, se știe, nu? Din Europa. Și cum România este în Europa, e clar că știi cu cine așa îndeavă. Poet european. Lângă Paul este domnul Ion Sărșteanu. Victor. Tocmai de la București. Care a venit tocmai de la București pentru acest eveniment. Din cauza, nu? Cauza este... Una singură. La sfârșit o să spun că, de obicei, cauza stă înainte efect. Am să vă dau un exemplu cu efectul în față și cauza lor. E două cauze. Da. Una sunt și eu. Din cauza. Și, deci, de obicei, știm că este cauza prima și efectul a doua. Și eu o să vă dau exemplu la o mormântare. Mortul care este efectul în față și în spate doctorul. Care este cauza. Alt prieten, care se întâmplă să fie chiar și din satul meu, Mulilița, Ion Tătaru, care scrie foarte bine, dar nu vrea să apară în volum. Lângă domnia sa, tot un domn care scrie foarte bine și n-a vrut să apară în volum, până n-am insistat eu foarte mult, domnul Costică Toma. Lângă domnia sa, o persoană, de fapt un personaj deosebit, care iubește muzica, literatura, sunt sigur că după asta ar mai veni ceva, femeile, și care, culmea, este și iubit și de femei, și de literatură, și de muzică. Domnul colonel Eugen Angel. Domnul Gheorghe Scoverski, foarte delicat poet, iar lângă domnia sa, este conseteanul meu, prietenul nostru, al tuturor, prietenul literaturii, Dan Movileanu. A rămas cineva nepopularizat? Eu eram aici. Neînjurat. Domnul Dan Pufu, patronul... Patronul magazinului la satul nou, Dan Vero. Domnul Dan Pufu. Și, sigur, în partea cealaltă, iar niște prieteni ai autorului, ai domnului Pătrășcanu, ai literaturii, domnul Ionuț Androni, profesorul meu, inginer, domnul Nelu Zbârciu, un fel de consertean de-al meu, se spune că ar fi din Muncelu, dar trăiește în parte. Chiar din Muncelu este tatăl meu, care se numea altfel la primii lui părinți. Prin urmare, stimați prieteni, ne aflăm la o lansare de carte, carte pe care am fost obligat să o citesc, fiind eu editorul ei, și am observat un lucru extraordinar. Ironia merge așa ca un fir roșu prin carte, ironia fină, delicată, câteodată și mai grosieră, dar este ironie. Și cine face, cine știe să producă ironie, acela nu este un om de rând. Dacă și noi, cititorii, o înțelegem, nici noi nu suntem oameni de rând. Prin urmare, după ce am terminat cartea de editat și am studiat pe toți, mi-am dat seama că aici toți sunt în carte oameni inteligenți și talentați. De ce? Pentru că ironia este la baza activității lor. De aceea îi felicit și îi îndemn ca și pe mai departe să scrie epigramă. Felicitări tuturor!
Și sigur, nu mi-am propus să ocup tot timpul dumneavoastră, dar trebuie și un om de sacrificiu care să vorbească și să-i prezinte pe tot. Pe unde mă duc eu, nu mă prezintă nimeni, nu zice nimeni că ba vin prea târziu, ba vin prea repede, ba vin nechemat. Așa că nu e nicio problemă. Am glumit. Niciodată, la nicio întrunire, nu m-am dus nechemat. Ba chiar am vrut să fiu chemat de mai multe ori, ca să fiu sigur că omul are nevoie de prezența mea, de mine. Că dacă nu, ce rost are? Vreau să începem discuția noastră despre carte. Sigur, nu ne ducem acum... Iată, a venit și domnul Valea de la Ajut, care este prezent în carte și care trebuia să vină. Normal, nu? Bine ați venit. Începem discuția despre carte, dar vă propun să nu analizați complet, a analiza, știm noi ce înseamnă, a analiza, da, o carte de versuri, înseamnă ce spunea un mare critic, dar el numai asta făcea, înseamnă să bagi un om viu într-un sicriu. Cartea se citește, se simte, se recită și așa mai departe. Cartea de poezie. Domnul Moni Constantin vrea să ne spună, prezent în carte, prezență activă în carte, vrea să ne spună câteva cuvinte. Vă rog, domnul Moni. Te-ai dezbrăcat de tot? Okay. Se poate să ia la pungă. Nu, eu, apropo, asta, nici n-aș dori să fac undeva, e o formulă care se regăsește. Zice, mă, undeva de ăștia veleitari, mă dezbrac de caracter, zice, și spun. Spun tot. Ei, când aud asta, mă, acest... Eu nu prea am auzit. Nu asculți emisiuni bune ca mine. E cu totul altceva. Vreau să spun că pe mine mă oripilează formula asta, ca și cum caracterul ar fi un fel de cămașă, de ceva. Bun, dacă veți, dumneavoastră, televiziunea dumneavoastră va, evident, va pune pe post, aș dori ca aceasta să fie ceva care e o, ca o paranteză la ceea ce am să spun. Și pentru că doresc, am să iau loc, doresc să aduc un elogiu pe care l-a făcut deja prietenul și colegul meu, este că gestul făcut de această televiziune, pe care, a cărui siglu o avem în spate, este un gest deosebit. Am remarcat-o cu alte ocazii pe, în spațiu virtual și am fost chiar încântat să văd un asemenea demers. Cu atât mai mult cu cât, acum pro domo, mă gândeam, poate odată am să beneficiez și eu de o asemenea prezență. Și de acum s-a evit ocazia. Cu atât mai mult, acum, sunt încântat de acest lucru. Vreau să îmi permit poate un pic mai mult să nu să ocup neapărat locul sau spațiul liber, dar este o chestiune deosebită. Și faptul că epigramiștii se întâlnesc este mai rar. Cu atât mai mult când, cu cât nici atmosfera, timpul ăsta mai rece, nu ne permite. În acest sens, am să adaug la ceea ce am avut eu aici, am să adaug la momentul potrivit încă trei epigrame care, din motive de spațiu, nu altceva, nu au ajuns să fie prezente. Ce doream să observ? Gestul este curajos undeva, pentru că implică o categorie de scriitori care sunt foarte sensibili la critici sau la observații. Domnul Pătrășcanu a scris, a editat această carte și mi-am permis să îi dedic două epigrame, de fapt este una singură, deoarece o asemenea prezentare poate fi receptată pro sau contra, am spus așa,
Pătrășcanu N. Georgică a tipărit o carte mică. Judecând după valoare, este doar o carte mare. Aceasta este pentru cei care o receptează ca atare și așa și este. A doua variantă ar fi Pătrășcanu N. Georgică a, editând o carte mică, judecând după valoare, a făcut o treabă mare. Dacă veți alege varianta care o considerați că reprezintă adevărul. Pentru că râdea prietenul meu, eu așa îl consider, Paul Spirescu, îi aduc dumnealui aminte și acum n-am să mai intru, că o epigramă asemănătoare o spuneam eu, referitor la un regretat profesor, Dici, Mihai Dici, care avea o epigramă cu dus întors și care dânsul o știe, am uitat-o eu aproape, dar care vorbea și. În afară de acest lucru, aș mai rămâne dator cu acele trei epigrame, care, vă spuneam, două din ele nici n-am să spun cui se adresează, dar cred că o să fie foarte ușor recunoscibile. Una spunea așa, fata tati cea mai mică candidează fără frică, n-are niciun fel de stresuri, că e plină de succesuri. Asta era bună atunci. A doua care era la moment potrivit bine găsită, spunea, plictisit că timpul trece în palatul său regal, Radu, Duda vrea să o frece la nivelul național. La nivelul mondial. Mondial, numai de acolo. A treia chestiune ținea de un eveniment tot așa temporar, cum e corect? Zici tu că tu ești... Dacă depinde... Da, e potața, hai. Da. Spunea așa. Am un lapsus acum. De când cu gripa aviară, un gând cumplit mă împresoară, mă tem să nu îmi facă felul și să mă moare cocoșelul. Având în vedere că timpul a trecut, eu am înaintat în vârstă, își pierde actualitatea. Nu mai are ce omoră. Am înțeles, dar tuturor, inclusiv televiziunii, că este prezentă. Eu cred ca și americanii că dacă ești prezent în media, și mă refer la media pe sticlă, mai ales când nu te costă nimic, atunci și faci și reclamă, aici nu ne oprește nimeni, să facem, o să fie foarte bine pentru toată lumea. Nu. O să sper că, deci, prezența dumneavoastră mă onorează, mă onorează și faptul că sunt personalități importante, chiar spuneam acum, hai, am să mai adaug ceva, spuneam celor de lângă mine, domnule, am fost la foarte multe, de-a lungul timpului, la multe acțiuni de lansare, de N, chestii, de, mereu spuneam primul rând, scriitorii cu tare, ce e important, și eram adăugat și noi. Ei, totuși timpul m-a ajutat. Adevărații scriitori dispărând și fiind pe plan local și lipsă de, au început să fiu și important. Să fim și noi adăugați la aia mai important și să se spună pe lângă noi și scriitori. Mă uit la... Dar nu are importanță. Asta este datul lucrurilor. Vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur de prezența dumneavoastră. Deci, cum spunea domnul Moni, dacă ești prezent la televiziune, parcă ai fi viu. Deci, e bine. Oricum, e bine. Domnul Stroia Gheorghe vrea să spună două cuvinte. Bună ziua, în primul rând, aniversariul de astăzi și tuturor invitaților care au avut prezența dumneavoastră. Suntem foarte încântați să vă avem alături de noi, să fim alături de Georgică, pentru că merită, mai ales pentru că astăzi el împlinește o prea frumoasă vârstă de 60 de ani, o să vedeți și anume de ce. Georgică este un om deosebit, este un om cald, este un om bun, este un om blând. E un prieten adevărat, are cuvinte frumoase pentru toți cei care îl înconjoară
De câte ori poate se deplasează acolo unde este solicitat, tocmai pentru a însufleți atmosfera, unde este Georgică, acolo este și veselie, acolo este și culoare, acolo este și bună dispoziție. Din această cauză și noi l-am avut ca și invitat special în foarte multe dăți, la foarte multe manifestări. Îi dorim viață lungă, sănătate, bucurii. Felicitări tuturor celor care au fost antologați în această lucrare. Da, este o lucrare deosebită, fiind o lucrare de umor. Adevărul este că în vremurile de astăzi românii și-au pierdut de mult simțul umorului. Ar trebui să le mai aducem aminte din când în când să râdă și să râdem cu tot sufletul, pentru că doar atât ne-a mai rămas. I-am dedicat lui Georgică în dulcele grai moldovenesc câteva versuri. Neața bună voi, boieri, gospodar, isprăvnișei, și ne-am adunat aici să-l vedem pe Georgii tei. Care tei, bre, care tei? Oare știi și vrei să spui? E Georgică, patrașcanul din orașul, din Trivii. Am venit cu mic, cu mare, la aleasa adunare, să-l cinstim noi cum putem. Și apoi de un putea, să bem. Și atâta tivatură pentru cărți, voi, dragii mei. Cărți tot cresc pe drum, acum, dacă să-și pună și în tei. Știți teiul lui Eminescu, din târgul cel de la Ieși? Și că-i plin de cărți, voloame, cum le spune, te crușești. Dar Georgica al nostru Ineaua și-i răzăștia lui Ștefan, scrie ghini în rimi fine, cântă și nu șeri bani. Toată viața ca un greier cu chitara în dos, pe drum, a încercat să-și facă voia și-o încerca chiar și acum. Că e o gazdă cu putere, generos și cald și bun, ca cuptorul cel de pâine din prin satul cel străbun. Scriitura lui aleasă, genială pot să spun. Și-o zic fără părtinire, că Georgică-i cel mai bun. Da, boieri, voi dumneavoastră, oare știți cât e de vechi? Și că George este al nostru, leat cu mâța și cu strechi. Azi, la șase sărbătoare, să-i zicem la mulți ani, care 60 de tunuri, dar de bani, tot n-are bani. Să fii vesel, dragul nostru, lumea să te îndrăjească, iar viața să schie lungă, lungă, cât o să te post. La mulți ani! Mulțumim, domnule Stroia, am virat cu graiul nostru pe care l-am cam uitat, din păcate sau din fericire. Domnul Marin Ionel, de la Focșani, militar, ca să zicem, în graiul nostru, dar și poet, ne va spune câteva cuvinte despre domnul sărbători. Bună ziua! Este o mare bucurie, cred că numai pentru cei prezenți astăzi aici, dar și pentru întreaga Vrance, fiindcă a apărut în spațiul nostru și astfel întreaga țară va fi promovată, vor fi promovați epigramiștii vrânceni. Este prima antologie de umor, un titlu sugestiv și cuprinde, îi cunosc pe majoritatea, 11 epigramiști vrânceni și o bună parte din cei din Buzău. Este un lucru care ne onorează și care ne face să ne simțim mai un pic mai mândri, fiindcă majoritatea județelor aveau deja de mult timp astfel de cărți, de antologii. Ce este antologia? Frumos scria și de domnul Petre Valea. Ce este epigrama, pardon? Vers miros lovește în dos și adesea te răsfață cu ideile pe față. Epigrama, umorul, sunt cele care ne fac mai veseli, ne creează o bună dispoziție și este foarte bine să îi promovăm în spațiul cultural românesc. Printre cei care sunt trecuți aici, am văzut și pe Sava Francu și alții care nu mai sunt între noi și care merită să le ne amintim de uneori, cum era Sava Francu la Cenaclu Literaturii Zanferescu, ne încânta prin epigramele sale. De acolo am cunoscut după anul 2006 și pe Constantin Toma și pe Georgică Pătrășcanu și pe domnul profesor Ionel Moni Constantin
și Gheorghe Scoverski și alții, care de atunci deja cântau și este foarte bine că s-au hotărât și au pus, și-au pus grările în, în această carte, pe care merită felicitări toți cei antologați și domnul Culițo Jurelu, directorul editurii, care cu siguranță iarăși este în evidență prin, prin cărți de mare valoare. N-ar vrea să citesc, că am primit astăzi epigramă, fiindcă sunteți aici, cu siguranță de așa domnul Moni Constantin a încălzit atmosfera, cu siguranță ne vor cânta chiar autorii, autorii despre epigramele pe care le-au scris. Ei sunt de altfel și poeți. Eu am venit la Focșani cu domnul Moni Constantin, care are cărți, domnul Gheorghe Scurveschi și cu Constantin Toma. Deja unii dintre ei au lansat și chiar la sfârșitul anul trecut cărți. Așa, deja sunt cunoscut spațiului vrâncean. Eu vreau să spun că unii dintre ei, e vorba și de domnul Valea, domnul Scurveschi, Sică Toma, Iulică Pătrășcanu chiar, l-am publicat odată în revista Bogdanea și cu mare drag îi voi, voi cuprinde în paginile revistei. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez, felicitări celor antologați, la mulți ani cu domnul Georgică Pătrășcanu, eu îi urez viață lungă și fericită, niciodată nu știm cât, până când se oprește asta pe primul tot. Vă îmbrățișez și toate cele bune. Îmi place cum a vorbit domnul Marin Ionel, expeditiv. Sunt mulți care vor să ia cuvântul. Sigur, suntem într-o zi festivă, ne putem permite să mai auzim și câte o epigramă, ceva. Dar, fiind mulți, să mergem mai repede. Iată, domnul Petru Valea, proaspăt sosit de Artizoană. Toți scurt voi fi, cu dedicație și cu mici săgeți și către domnul Pătrășcanu și să zicem o, o scuză pentru greșelile care s-au strecurat în această carte. Sunt greșeli de tipărire, sunt așa... Sunt glume. Poate sunt intenționate. Da. S-au strecurat câteva greșeli, dar am primul rând transmit de la adjut din partea domnului profesor Octogenar Croitoru. Am fost la dânsul acasă, am vrut să vină cu mine să-l aduc. Deci am avut două intervenții. Are o problemă de sănătate, s-a lovit la picior și cu varicele e puțin mai greu. I-a transmis domnului George Pătrășcanu multă sănătate, multă putere de muncă. Este? Este domnul? Domnul Pătrășcanu este reprezentat de fiul său. Înseamnă că trebuie să-l mai aștept puțin sau... Aia așa, nu. Nu? Zicem pe alelalte care nu sunt adresate lui. Deci asta am spus că sunt scurt și voi, voi pregăti, voi începe. La lansarea cărții, o antologie de râsul lumii la Panciu. Coordonator de antologie, Georgică Pătrășcanu vrut să fie, dar treaba i-a ieșit pe dos, căci fu puși pișcat până la os. Mulțumim că s-a întors. Vorbesc că vin o casă, intră și o primă. Domnul Georgică, mai reiau faptul că v-ați așa. Am cerut puțin. Trebuie să aflăm și acolo. Scuze pentru greșelile care s-au strecurat. Domnul Croitoru vă transmite multă sănătate. N-a putut să vină din motive medicale și multă putere de muncă. Domnul Croitoru a scris vreo 15 cărți și multe cu umor. Cele două, trei epigrame ale mele cu ocazia zilei de astăzi, care sunt de când mi-ați dat cartea, atunci am avut inspirația, la lansarea cărții, la antologie de râsul lumii la Panciu. Coordonator de antologie, Georgică Pătrășcanu vrut să fie, dar treaba i-a ieșit pe toți, căci fu puișcat până la os. Și a doua, întâlnirea epigramiștilor la Panciu. Azi la Panciu în chitie ne-a unit într-o frăție, spiritul caragelesc, epigrama stil burlesc. Și eu am un dar către domnul Pătrășcanu, o muză și niște mănuși, că e vremea figuroasă, să se poarte cu mănuși, cu epigrama și cu epigramiștii. Să vedem dacă mai găsim eu așa. Să aibă muză mai departe, să ne mai prindă într-o carte, să se poarte de, cu mănuși, cu orice epigramă, iar pe epigramiști să-i pună în ramă.
Cam atât am avut. Felicitări pentru gestul care l-ați... Mulțumesc. Domnul Paul Spirescu, vă rog să spuneți ceva. Te așteptai mai târziu, nu te așteptai mai târziu. Vino aici, Paul. Ne-am adus aminte, că Topolicianu, până o chestie extraordinară de frumoasă, din legătură cu umorul, zicea el cam așa, dacă spui domnul X știe carte pentru că este profesor, nu are nicio hază. Dar dacă spui domnul X știe carte, cu toate că este profesor, deja a început un moment. Prin urmare, nu trebuie să mai spunem când prezentăm pe cineva profesor, doctor, are mai mult impact. Să spunem domnul X, care are pasiune, epigrama sau nu. De aceea voi da cuvântul domnului Costică Toma, care nu este profesor. Dar știe carte. Dar știe că și știe să scrie literatură, mare lucru. Deci nu e profesor de literatură, dar scrie literatură. Foarte bine. Vă rog, domnul Tom. Având în vedere că este Sfântul Gheorghiță Pătrășcanu, și când părtășim amândoi aceleași idei, după... mai puțin eu. De la volumul anterior, a Furisenii Amicale, mi-am permis ca să-i dau niște replici. Și aș vrea să ne replicăm unul altuia ce avem de spus. Vin acolo sau acum? Aici, aici, aici. Rog să mă distanță. Unde fuge televiziunea dumneavoastră? Fuge, domnule. Să nu fugă de noi. Să fugă după noi. Eu am făcut niște epigrame la care el mi-a dat replică. La prima epigramă vorbeam că el, eu stăteam la un șpriț, el a zis, eu n-am cramă, eu am două babe. Adică soacră-sa și nevastă, nu? Și eu am spus așa, te-am pomenit aseară la bar, în timp ce savuram fetească. Iar tu tânjeai la un codnar, sătul de atâta băbească. Și i-am zis. Și el a dat replică. Nu zic, aș bea și o fetească, și un codnar poate aș bea. Băbească înghit mereu acasă pe soacră și nevastă mea. Eu am crezut de bună seamă că tu acasă ai o cramă. Dar observ firar să fie că ai muzeu de arheologie. Într-adevăr, sunt tracasat. Chiar asta aș fi vrut să aud. Tot ce mi-ai spus e adevărat. Și adevărul e tare crud. Da. Și acum urmează epigrame publicate în carte. Plăceri. Îmi plac holdele cu grâne, îmi plac florile și macii, îmi plac suplele ca dâne, îmi plac peștii, îmi plac cracii. Nu mă duc în tura vura dacă îți place natura. Deci plac peștii în mujdei, îmi plac cracii dintre ei. Montaniardă. Doresc să noptez la babe, să le urc în cetișor. Să văd, sunt chiar atât de slabe, de n-au măcar vârful cu dor? E firesc să vrei la babe și nu pe la vreo fătucă.
Nu vederile sunt slabe. Ai o vârstă, măi tătucă. Muzică populară. Lunca-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Așa cânta Eros în taxi când apăruse moda maxi. Cu refrene populare ai o mare supărare. Îți împărtășesc părerea, nu ți-a slăbit doar vederea. Înmulțirea cu doi. Practica în medicină o fac studenții la spital. Dar procrearea o învață din manual. Pare a fi un om normal, nu provenit manual. Ajutat în mod bizar de o muscă sau un țânțar. Din vechea Eladă. Am cunoscut ieri o Elenă împlinindu-mi se visul. Dar ce am văzut la ea sub trenă, nu cred că a văzut Parisul. Sub trenă n-ai văzut Parisul. Cu toate că s-a împlinit visul. Dar-ți spun, n-ai să visezi un an dacă e să înveți calul troian. Primordialitate. Bărbatul către nevastă. Mergem în pat sau ținăm? Nevestica rușinată. Cum vrei tu? Și apoi mâncăm. Ai răspuns la întrebare când e vorba de mâncare. Cu o fleică și un cârnat, poți să iei cina și în pat. Muzică populară 2. M-am suit în dealul Clujului să-i culeg o floare badelui. Dar badea mi-a dat fiori și astăzi am copil din fiori. Dacă ai siluit copila și ai strivit toată clorofila, în cadrul natural să-i zici copil din flori și din urzici. Indecisului. Cunoscut că a fost angiu de prin barurile oscene, toată ziua el privirea și-o ațintea prin sutienul. Nu trebuie nimic obscen când zăresc un sutien. Cel mult mă intrigă coane că ascunde în el balcoane. Har de la mama natură. Cum se mișcă de a-i privi-o, un lucru este de amintit. Orice gând ai urmări-o, femeia lasă de dorit. Nu știu azi ce gânduri ai și dacă te simți mișcat. Când dorești un chip bălai, poate poți să fii bărbat. Nostalgia senectuții. Îmi iubesc la fel nevasta cum o iubeam în tinerețe. Și o liniștesc spunând că soarta e minima de bătrânețe. Te simți bătrân, cu asta basta. Consoarta încă îți dă fiori, nu o consola, fiindcă nevasta mai schimbă soarta uneori. Analfabetism. Avut am o poamă ca în vis, înaltă, suplă și frumoasă, dar când gura a deschis, m-a convins. E tămâioasă. Nu știu poama ta din vis de ce gura ți-a deschis. Ai avut noroc să fie tămâioasă, nu tămâie. Cât e sita deasă, focoase și seducătoare, când le întâlnești sub clar de lună, te întreb aievea, de ce oare toate-s la fel în prima lună? Că te-a sedus nu lucruri greu, dar s-a spus de sfatul meu. La fel sunt și în luna a doua, dar să le vezi în cea de-a noua. Din curiozitate, curios m-a făcut mama și aș dori să merg la Malta. Să mă interesez, bag seama, ba de una, ba de alta. Ești un curios și gata, ba de una, ba de alta. Dacă vrei să-ți cunoști tata, mergi mai bine la sovata. Greutăți. Grăsunică și focoasă, el o cere de nevastă. Iar ea îi spune așa, chiar mă vezi și dacă-s grea? A luat-o la viteză că s-a îndrăgostit de ea.
Chiar părea că e obeză. N-a crezut că este grea. Orbire. Frumoasă și încântătoare, când o întâlnești la drum de seară, te învăluie în a ei splendoare, doar prima oară. Că nu vedea bine se știe și a mers la oftalmologie, însă având contact cu ele, a fost și pe la bol de piele. Președintele instanței de judecată. Inculpat, îți spun ceva. Nu țipa la mine așa, că nu ești nevastă mea. Nu știu tu cum o mai duci. Te-a încălțat soața, ei, ei. Să ai în casă papuci, nu în picioare, ci sub ei. Eschimoase. Luându-mă după povești, găsi femeia cum se cade. Și-o întreb. Cât de fierbinte ești la minus 70 de grade? Ai picat din nou nasol în probleme femeiești. Ele scalde și la pol. Să văd tu ce țeapănești. Domnului Sava Francu, vis-a-vis de epigramele ce mi-au fost adresate în oglinda literară. Întrebat de bună seamă de a-mi să mai scriu epigramă, am răspuns. Cred că e momentul să-mi scriu întâi testamentul. Nu scriu bine epigramă, nu este poate nicio dramă. Deci Francu a avut dreptate. Nu poți să faci ce nu se poate. De înțepătura ta oricum nu mor, asta o spun ca pentru tine. Ești cel mai bun când scrii umor după mine. Nu noi ne stabilim întâietatea și o demonstrează poate viitorul. Mă pomeni poate posteritatea. De tine va vorbi posteriorul. Spui că gluma mea e postumă și nu intră în tandem? Pot să scriu una mai bună, dedicată post-mortem. Nu va fi mai rău de mine când va fi să nu exist. Voi fi pomenit de bine și de un epigramist. Mulțumesc! După aceste replici frumoase, mă gândeam să încurajăm astfel de discuții, mai ales atunci când se lansează o carte de poezie. Va mai vorbi în continuare domnul Petre Abeavoi. Vă rog, domnul Abeavoi. Am volumul dat la maxim. Dânsul are volum, da. Da. În primul rând, mă bucur că astăzi, atât eu cât și dumneavoastră, suntem alături de Georgică la frumoasa vârstă de 60 de ani. Regret că pe celelalte 59 de întâlniri le-am pierdut. Poate vom fi în continuare până spre sud, așa că... La naștere ai vrut să fii și cu ce era de 59? Păi, dar de ce să nu fiu la naștere? Eram la botez. A, da. Eu am vrea să vă spun că... Vă invit la 69. Bine. O să rețin, îmi notez chiar pe carte. La 69 vă invit. L-am cunoscut pe Georgică la întâlnirile de la Focșani ale Cenaclului. Și primul meu contact a fost că l-am auzit cântând. Și am rămas așa de impresionat de voce, de text, de căldura pe care o punea în cântec, încât nu am crezut că acest om scrie. Când am aflat pe urmă ce scrie, mi-am dat seama că după bonomia și aspectul lui, nu putea scrie altceva decât epigram. Eu sunt unul dintre cei din Vrancea care vă cunosc pe toți. Și pe cei care au murit. Pentru că lucrez la dicționare privind scriitorii din Vrancea și de multe ori
căutând prin anii anteriori, îți dai seama cum a evoluat un om sau a involuat un altul, cum gândește, ce gândește, ce suflet mare sau mic are. Cu unii nu mă mai pot întâlni pentru că au plecat, cu alții mă întâlnesc de multe ori cu plăcere, cu alții nu ne putem întâlni datorită unor orgolii. Dar în cărțile mele îi adun pe toți. Pe Georgică l-am invitat la o lansare unică în Vrancea. E vorba de lansarea unei istorii a unei mănăstiri la Soveja, lansare făcută în biserică, la care a participat și episcopul de atunci care a plecat. Georgică, cu acordul în alte efecte bisericești, a cântat un cântec despre Ștefan sau cam așa ceva, încât și înaltul prelat a rămas impresionat de vocea, de căldura pe care le întâlnim și în epigramele lui. Consider că ar trebui, dar aici în funcție și de posibilități, să luăm mai mult în seamă ceea ce spiritul acid din unele epigrame încearcă să reflecte. În sensul că știm că întotdeauna această breaslă a scriitorilor a avut și distonanțe, dar având în vedere timpul, mă uit la noi având în vedere și vârsta, ar trebui să fim mai apropiați și să încercăm pe cei care vin cu un elan tineresc, chiar dacă vârsta e de 60 de ani, să-i susținem și să fim alături de ei ca și acum. La mulți ani, George! Mulțumim, domnule Adăvăru, că ne-a amintit că ne cunoaște pe toți. Cineva spunea tot frumos, Florentin Popescu, eu vă citesc pe toți, v-am citit pe toți. Sigur că e mult mai greu să-i citești chiar pe toți, dar pe toți din Vrancea n-ar fi chiar o problemă, deși unii se încăpățânează să scrie mult. Da. Și eu am avut șansa asta să citesc pe majoritatea când am scris cartea de interviuri. De fapt, din sala aceasta, aproape toți sunt intervievați de mine în cartea respectivă și m-am bucurat că am făcut-o, pentru că nu era până acum o astfel de istorie, să zicem, literară. Consăteanul meu, domnul Ion Tătaru, a apărut în carte și un epigramist foarte bun. L-am pus și eu într-o carte de-a mea, când am împlinit 70 de anișori. Cum l-am pus și pe el și încă alți epigramiști, Larco de la Iași. Vreau să ne spună câteva cuvinte despre carte, deci despre prietenul său, George Pătrașcu. În primul rând, bun venit la Panciu, eu fiind de Francian. Că la Panciu se mai lansează o carte, nu fac tot obișnuit. Da. Că protagonist este Georgică Pătrașcu, mai miră pe nimeni. Georgică vine cu cărți așa. S-ar părea că la Panciu setea de cultură e mai mare chiar decât setea de fier. Deci, de fapt, ne-am mai întâlnit. Fiindcă este imposibil. Sau aproape. Un coleg spune imposibil. Sau aproape cât setea de fier. Dau un exemplu. Da. Ceea ce m-a mirat la amicul meu, Georgică, este evoluția sa. Păi, vă dați seama, de la poem pentru Eminescu, să culegi versuri de la un ageamiu ca subsemnatul de la Panciu, nu
E o evoluție. E o evoluție. Nu știu cum să... Evoluția cu ea. Laudă-mă, laudă-mă. E de carte. E aș putea spune cum scrie așa la un post de televiziune pe ecran. E un salt spectaculos, extraordinar, astronaut. Dar v-am spus, extra, atributele astea le găsiți acolo. Acum, prima dată când mi-a vorbit despre intenția sa de a face o antologie a umorului, m-am gândit că o să culeagă de la mai multe scrieri ca să facă cititorii să zâmbească. Când am văzut, când am văzut și cartea, mi-am dat seama că de fapt ne-a adunat pe toți acolo să ne facă el de râs. A reușit, cel puțin dacă citesc biografia mea, care mi-a plăcut. Și pentru că el a adăugat acolo la biografia mea așa un umor frumos, am zis să-i scriu și eu câteva versuri pe care el să le adauge la biografia sa în noua carte, care... După părerea mea, dacă nu luna asta, dacă o ține în ritmul ăsta, oricum, până în alegere, așa va apărea. Va apărea. Și apropo de alegeri, că nu vreau să trec peste asta, știți? Ați văzut că dacă l-a ironizat pe domnul primar acolo, puțin într-o epigramă, n-a mai avut sală. Degeaba spune el de culoare politică. N-a mai avut loc la sala. Așa că, uite, mă gândesc în noua carte și vreau să-i dau un sfat. Vreau să-i dau un sfat. Îmi place dialogul ăsta. Vreau să-i dau un sfat în noua carte, nu care cumva să ironizeze și deținătorul acestui local, că s-ar putea să o lanseze în vreo catacombă. Doamne ferește! În cazul ăsta să vorbească cu ăla de la cimitir. Opa, nu merg acolo. Nu, la catacombă. Da, mă rog, puteai să echivalezi cu primitiv. Sunt cuvinte și mai. Bombă. Doamne ferește. Da, și acum i-aș citi versurile pe care le-am promis, nu? A cugetat Georgica în sine la gloriosul viitor, că ar putea ajunge în fine singurul mare scriitor. Și opera, cum nu-l susține, să se remarce între confrați, a stabilit că e mai bine să-i facă de râs pe ceilalți. I-a strâns în foi pe fiecare mai consacrați sau mai novici și a publicat o carte mare. Pardon, m-am cam exagerat aici. Ar putea fi o carte bună și poate bine meritată, dacă i-ar atașa la urmă două volume de erată. Dar cum a fost intitulată antologic de râsul lumii, eu zic să o lași necorectată, că doar așa vor râde unii. Aș putea ține-o tot așa, cu fantezie și avânt, dar fiindcă azi e ziua ta, o să-ți las ultimul cuvânt. De multă putere de muncă, să aibă parte în viață de momente frumoase, pe care eram să zic să nu îi le strice unul ca mine, dar am promis să fiu sobru și nu o zic. Nu o zic la mulți ani, Georgica. Vă mulțumesc! Să la trup, la mine nu sunt. Sombru și nu mai are nicio șansă. Trebuie să vă anunțăm că părintele Aga a sosit printre noi, probabil a avut probleme. A fost invitat și la festivitățile liceului Alexandru Ioan Cozaș. Am putut să-i refuzăm. Când mă gândeam să spun că printre noi există și oameni care muncesc, iată ce spune părintele, că a fost invitat. Da. De la televiziunea literară, domnul redactor șef Cornel Galben, scriitor recunoscut la Bacău și nu numai, va spune câteva cuvinte. În primul rând, vă că suntem alături de dumneavoastră. Să-l felicităm pe autorul acestei antologii, care face, iată, o deschidere către un univers un pic mai aparte și de mulți considerat drept cenușăreasă. Dar literatura epigramatică este demnă de urmărit
Și după cum probabil epigramiștii știu, deja a și dat un prim doctor în epigramă pe doamna Elis Răpeanu. Există și o revistă Epigrama pe care eu vreo 3 sau 4 ani am tehnoredactat-o și am ajutat-o să funcționeze. Nu știu dacă mai trăiește astăzi. Era la un moment dat Viorel Dinescu, dacă nu mă înșel... La Galați. La Galați. Nu Viorel Dinescu. Viorel Martin. Viorel Martin, anii de revista unea Epigramei. În București, cu premiul din toată țara. Nu, nu, și era, la Iași există. Era la Iași, și Academia Păstorel. Așa, la Iași este... Și Academia Păstorel, dar era la Ploiești, la Ploiești, Mircea Medinescu. El se ocupa în ultima perioadă. Nu știu dacă acum mai apare revista sau nu mai apare. Important este că epigramiștii încing de fiecare dată atmosfera și aceste dueluri gramatice au un istoric al lor și în istoria presei și a literaturii cei care au curiozitatea să urmărească fenomenul au momente suficiente de desfătare. Faptul că întâlnirea se desfășoară într-un restaurant nu mai are momentul de față, eu știu, o conotație aparte, pentru că dispărând librăriile, dispărând casele de cultură care au devenit acum tot felul de buticuri politice și de alte cele, un spațiu neconvențional ca acesta este chiar nimerit pentru o întâlnire a epigramiștilor. La Bacău, de exemplu, prozatorul Doru Calmuschi și-a lansat unul din romanele sale într-o stație de autobuz. A avut un public formidabil. Nu chiar a avut public atunci. Oamenii mergeau la serviciu. Era ora de se ieșea. Da. Public în schimbare. Așa că... Este, cum să spun, ne putem face de râsul lumii și într-un spațiu ca acesta. Și oriunde. Așa că mă bucur că pot asista la o întâlnire ca a dumneavoastră și încă o dată îți spun la mulți ani domnule Pătrășcanu și la cât mai multe cărți. Domnul Vasile Boian, în primul rând, vreau să îi mulțumesc lui Georgica Pătrășcanu pentru invitația de a participa la această zi deosebită, să-i doresc din toată inima mulți ani, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani, multă putere de muncă, fericire, sănătate lui și familiei, și dumneavoastră celor prezenți aici care participăm la acest eveniment. Vreau să menționez faptul că Georgica Pătrășcanu este un om de suflet care alături de ceilalți ziditori la Castelul și Templul Culturii participă cu o cărămidă cum facem toți ceilalți. Prin ceea ce scrie și în general nu numai dânsul, toți epigramiștii, denotă că au un har aparte. Georgica Pătrășcanu este dăruit de Dumnezeu cu multe haruri. Are și talentul muzicii, a bunătății, a omeniei și unde este el, este veselie, antren și voie bună. Felicitări pentru ceea ce a scris și pentru ceea ce va scrie. Vă mulțumesc și vă doresc numai. Sărbarea noastră se apropie de final. Nu înainte, însă, ca domnul Eugen Ungureanu, patronul acestei televiziuni literare unicate, rețineți, unicate în România, prin urmare să ne bucurăm că avem printre noi un unicat. Nu-l ducem la muzeu. Să trăiască foarte mult timp
să ne să-mi lăsați în bucure. Să vă trimite niște bani pentru că ne-ați lăudat foarte mult. În primul rând vreau să vă spun că această carte este de tot râsul. Unde ai fugit? Că nu-mi place. Ca să auzi ce spun. Dacă și am editat-o rând, eu și mai de râs. Antevorbitorii mei l-au lăudat de parcă ar fi murit. Într-adevăr, o singură dată are o mare realizare, are 60 de ani. Și e pentru prima oară când are 60 de ani. Vă dați seama și dumneavoastră. Și ultima. Deci, iată un moment inedit pentru televiziunea noastră literară. E adevărat că am participat, noi fiind o televiziune tânără, numai la momente din astea mai sobre, mai cu sofisme, cu tot felul de chestiuni complicate, cu mari personalități și așa mai departe. Dar faptul că suntem aici este un lucru extraordinar și cred că este important pentru noi să vedem că este consecvent. O să... Eu fac precizarea că mi-aș fi dorit ca Georgica al nostru să ne trimită în format electronic cartea, să o fi văzut mai din timp, să spun și eu niște chestii din astea mai înțelepte, mai deosebite, ca domnul Ușurelu să publice un articol în publicația Dânsului, să văd directorul televiziunii literare. E și un mare filozof. E de al nostru. E de al nostru. Așa. Și am câteva chestiuni pe care le-am scris așa pe picior, cum se spune, da? Prima. Având în vedere că domnul Ușurelu este un bun moderator, am zis să profit de această ocazie și să-i mai dau un brânci bunului meu prieten George Pătrășcanu. M-a chemat la cartea lui Pătrășcanu Mititelu. Și i-am zis de la obraz, las-o tu mai Ușurelu. Sau iau Maicu Ușurelu. I-am pus Maicu în engleză, da. Despre George Pătrășcanu, Odobeș, mi-am notat eu aici, epigramis, prieten bun, băiat ok, așa. Să-l cunoaștem și mai bine. Hai să ne uităm la el. Te rog frumos să te ridici un pic în picioare, știi? Nu e obiceiul meu, dar să te vadă lumea mai bine. Așa. Să-l cunoaștem și mai bine. Hai să ne uităm la el. Este talentat, săracul. Seamănă cu Arșinel. Asta e un compliment. Sigur, talentat. Acum poți stai jos. Bun. Sigur, s-a discutat aici că unii n-au dorit să fie... Sigur, a fost o glumă, bănuiesc, că n-au dorit să fie în această carte. Eu, în schimb, fiind un tip mai sensibil... Și fiindcă de câte ori ne întâlneam pe la lansare de carte, chiar și la doamna am fost la lansare de noi, acolo în spate mai, suntem mai indisciplinați, mai scriem câte un catren și am avut, poate data viitoare o să facem noi doi un duel, noi am duelat de foarte multe ori în epigrame, deși eu vă spun sincer, n-am scos încă nicio carte, că din momentul în care scriu o carte înseamnă că... E mai greu cu televiziunea literară. Așa că amând cât pot de mult, pentru că domnul Cornel Galben mă tot pistonează. Eugenie, ca să fii și tu lumea asta, scrii și tu o carte, fă ceva, să fii de-al nostru. Deja am văzut măsătura de da, nu, da. Și am zis, amând cât pot de posibil, cât încerc, mă străduiesc să scot cartea un pic, poate la 60 de ani, că acum am doar... 20, nu mai știu cât. 25. Și zic, hai să fie treaba bună. Sigur că am fost contrariat când am văzut că unii n-au vrut să apară în cartea bunului meu prieten. Eu mi-aș fi dorit, deși mi-aduc aminte că totuși nu i-am dat nicio epigramă, noi am schimbat între noi, eu le-am pe ale tale și tu le-ai pe ale mele, dar o să vedem poate la următoarea antologie de tot râsul, așa cum este asta, o să apar și eu acolo. Despre el, numai de bine. Ce să-i faci și ce să-i spui? E invidios pe mine. Nu m-a pus în cartea lui. Să-ți fie rușine. Glumesc. Și hai să mai, am mai găsit ceva. Și apropo de acel duel între prietenii noștri, am râs pe brânci pe când cei doi s-au duelat în epigrame. Au diferențe în kilograme. Dar bag de seamă, au râs de noi.
Atât am avut de zis, vă mulțumesc foarte mult și poate data viitoare o să am și eu ocazia să apar în cartea ta. Te felicit, noi ne cunoaștem și mi-aduc aminte de bun prieten de al noștri și de la Mărășești, Ghiniță. Domnul Ghiniță, care nu mai este, a fost prima noastră întâlnire, am citit la vremea aceea Evanghelia a patra, așa cum era titlul, a cincea, da? A fost o întâlnire cu scriitori de calitate din toată țara și sperăm că în continuare aici la Panciu, unde este un nucleu extraordinar, ne vom reîntâlni și că televiziunea noastră literară va avea ocazia să surprindă pentru totdeauna momente deosebite. Încă o dată felicitări, te pup prietenește și să nu te superi că te-am criticat acum. Mult succes! Domnul Mori, dorește încă două vorbe. Da, vreau să spun, pentru că se apropie lansarea de sfârșit, o epigramă mai veche care a avut o nouă valoare, care spunea așa: ce fericiți sunt autorii când se adună cititorii și se înghesuie avan după lansare la Ciolhan. Așa. Cu ocazia asta, repar pentru mine, în primul rând, o impardonabilă greșeală, o felicitare specială pentru vârsta frumoasă și pentru realizările, talentul autorului. Am avut onoarea de a face la unul din volumele domniei sale și o mică introducere. Încă o dată, felicitări pentru toată lumea. Este în carte. La mulți ani. Dacă tot e momentul revenirilor, eu nu prea mai văd bine, deși am o vârstă mai așa. Am uitat ultima epigramă, apropo de politicieni, că și eu am pățit chestia asta și o pățesc mereu, pentru că se pare că nu toată lumea apreciază ironia și așa mai departe. Nu vede, nu simte. Nici pe mine nu mă iubesc politicienii la onești. Așadar, îi dau un sfat bunului meu prieten. Un om politic e sensibil, ambițios și chiar penibil. Ai grijă, George, alte dăți, că ai descris și alte cărți. Da. Are coare! Are coare! Că a moștenit de la Babacu doar drepturile de autor. Tot e camera aici. Gigi Draș are o epigramă pentru tizul lui mai voluminos. Da, personajul. Să fie, da. Nu, uite. Da? Domnul Gheorghe, am și eu, cu șarm, poanta și bancul, croitor și cu francul. Mai râd de viață ca de dracu, grasul, boierul și săracul. Și are și... Și încă una, așa. Ai tot crescut și nu fac glume, și în volum, ca și în volume. Aduni cu atâta, cu stilul creativ, aduni cu stilul creativ, sub nume propriu colectiv. O replică mai am. Venind la Panciu, azi bag seama că e serioasă epigrama. Chiar aș dori să spună unii că ne-am făcut de râsul lumii. Că este adevărat sau nu că ne-am făcut de râsul lumii, voi constata alții după ce vor vedea emisiunea pe internet. Dar noi ăștia mai bătrâni știm una și bună, că dacă vrei să te faci de râs, nu trebuie să apar neapărat într-o carte. Oricum poți să te faci de râs. Dacă nu, tu te ajută și nevastă ta, ori și copiii,
Prin urmare, nu e obligatoriu să ajungi de râsul lumii numai într-o carte. Dacă ești de râs, de râs vei fi toată viața. Dar dacă este sau nu adevărat ce am spus eu sau ce au spus alți prieteni de-ai noștri, ne va spune sărbătoritul nostru, care este George Pătrășcanu și care încă o dată, spunem, a împlinit 60 de ani. Uitați-vă la el. Să ne invite și la 85 de ani. Pe unde vom fi, nu contează. Și noi? Și noi să fim cu lăutare. Cu lăutare. Vă rog, domnul Georgica. O replică pentru domnul Petre Arnavoieru. O epigramă scrisă mai de mult, pe care nu am publicat-o. Cele două volumi de satiră și umor apăruseră. Și vis-a-vis de cartea domniei sale Între două lumi, am făcut o epigramă. Dumnealui o știe de la Soveja. Între două lumi ai stat, pe pământ, nu și în cer. Puteai să ajungi chiar împărat. Da, așa, abia boie. În antologia asta de Râsul Lumii, autorul a vorbit de un epigramist, Georgică Pătrășcanu, poate îl cunoașteți. Și uitați ce a spus autorul despre Georgică. S-a născut cu o zi înainte de mica unire, în urmă cu aproape 6 decenii. Este căsătorit cu prima lui soție, cu care are 3 fete și un băiat. El susține că s-ai lui. 3+1, ca la coneac, ca noie, că la asta se pricepe el bine. A lucrat pe unde a putut, ca profesor suplinitor, ca muncitor la tricotaj, având un mobilă, ca cititor, nu în stele, de apometri la Igo, etc. O perioadă a mai profesat și în alta meserie de șomer, iar în urmă cu vreo 7 ani, când era să-i stea ceasul, a fost avansat la funcția de pensionar. Mai de ună zi, când am primit vârsta matusalemică, i-a fost decernat marele titlu de doctor hormonis causa. Titlu acordat de către o organizație non-guvernamentală, auto-intitulată GVU. GVU înseamnă Gâtul Veșnicud. Tot la această vârstă, matusalemică, s-a apucat, fără succes, spune autorul, să întemeieze o trupă de muzică rock cu câțiva... Succesul a venit de la Uniunea Compozitorilor, care nu a fost de acord cu numele trupei, pe motiv de plagiat. Trupa urma să se cheme Hodorolling Stone. Nume ce li s-ar fi potrivit. A devenit zoofil, autorul spune despre George Gâmbăr, a devenit zoofil de când soția este în diaspora. Așa că se culcă în fiecare seară cu găinile. Da, găinofil. Ca pasiuni. Privitul pe sub sarafarul într-un cioc de oglindă montat discret pe vârful pantofilor. I-a dus căderea note la purtare când a fost surprins. Dar necazul cel mare a fost când sub un sarafan a văzut că lipsește tanga. A căzut ca trăsnit și a leșinat. Noroc de o bătrână ghicitoare care, descântându-l, l-a asigurat cu experiența cunoscută că ce a văzut nu mușcă. Ca activitate literară, doar laude. Ce a fost membru în cenacul Miorița la Tricoton. Ei, și a făcut o mare brânză? A făcut o gaură în cer? Fine, doamne, seamă, se apucă să publice articole, poezii, epigrame în ziarele vrâncene. Mare brânză. O fi și el vreun conte de Stuttgart. Ba mai mult, s-a apucat să tulbure liniștea sufletească a scriitorimii vrâncene. Cu ce credeți? Cu vreo 4 cărți măzgălite în alfabet. S-o creadă el. Când iese să vorbesc de Georgică Pătrășcanu, m-a apucat așa ceva de la stomac. Mai bine las pe alții să vorbească, pe care poate i-a mituit. Și pe urmă încep scriitorii care... Mituiții. Au mituiții. Care poți să spui ce am zis eu, dacă... Au scris prefață la carte, postfață și alte, cum a scris domnul Ion Săracula,
a Furisenii, nu? Da. Predoslovie, da. Să vă recit două epigrame din carte, pentru cei care au primit cartea astăzi și n-au apucat. Lui Gabriel Oprea, fost premier interimar. O prea mică cunoștință despre guvern el avea. Excelând în neputință, Oprea nu se mai oprea. Și unui marinar, în paranteză pun sâc, adică când nu știi cine. Cu o fată de succesuri și cu o blondă pe alese, el se lăuda în fesuri, pe când blonda în cele fese. Și unui fost vicepremier, și închei cu asta, drag ne-a fost democrația, drag ne-a fost și drag ne-e. Drag ne-a fost nouă hoția, drag ne-a fost în, urmează ghilimele și cu asterix, și scrie aici autorul, lăsăm la turnea citorul să pună el inițialele partidului. FSN, PRM, PNL, PNL. Nu, nu USR. Mai puțin PSD. Da, nu USR. USR. Da. Vă mulțumesc că... Și dacă mai avea domnul moderator, Eugen Angel. Profesorul Șurelu mi-a lăudat pe toți. Lăudăm și noi acum pe cel sărbătorit și cel care și-a lansat azi lucrarea și putem vorbi toți odată. Din această cauză vă rog să cântăm pentru sărbătorit și pentru noi toți, pentru că suntem la început de an, la mulți ani cu sănătate, să-i dea Domnul tot ce dorește. La mulți ani cu sănătate, să ne dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la Hai să vedem. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai să vedem.